Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E Vremea Ta. Sunt Andrei Borbulescu. Începem săptămâna cu cele mai noi știri despre vreme, climă și planeta noastră. Astăzi, la nivel global, cel mai cald a fost în Ciad, plus 44,9 grade, iar cel mai frig în Antarctica, minus 66,5 grade. La noi în țară a fost cea mai caldă zi de la începutul anului. 15 aprilie este Ziua Mondială a Artei, când celebrăm toate modalitățile de expresie artistică, vizităm câteva muzee interesante, iar din rubrica de fiecare luni dedicată oceanelor aflăm când și de ce cântă coralii. Avem noutăți și despre vreme, așadar rămâneți alături de noi până la final să admirăm împreună tabloul pictat de natură la apusul soarelui. La nivel global, martie a fost a 10-a lună consecutiv cea mai caldă din istoria înregistrărilor. Ieri, în China, s-au înregistrat 43,1 grade. A fost cea mai caldă zi de aprilie din istoria înregistrărilor din această țară. Iar în orașul japonez Sapporo, situat în cea mai friguroasă regiune din Japonia, s-au depășit azi 25 de grade, temperatură considerată de meteorologii japonezi drept una estivală. În Europa, aprilie a început cu un val de căldură fără precedent. Vârful a avut loc în acest weekend, cu sute de recorduri istorice de temperatură maximă doborâte. În multe țări, termometrele au înregistrat valori de peste 30 de grade. Din Franța până în Germania, Austria, Slovenia, Croația, Bosnia, Herțegovina, Italia. Iar Suedia a cunoscut cel mai timpuriu început de vară. Dar și în alte regiuni de pe glob a fost extrem de cald. Însă meteorologii anunță o scădere drastică a temperaturilor pe continentul european, începând cu mijlocul acestei săptămâni. De la 15-18 grade peste media perioadei, se va ajunge la 10 grade sub normal. Un front rece va aduce probabil chiar zăpadă în regiunile montane înalte din Europa Centrală și Peninsula Balcanică. În plus, noaptea și la primele ore ale dimineții, temperaturile pot scădea până spre 0 grade și chiar sub limita de îngheț, ceea ce va pune în pericol livezile abia înflorite și vița de vie. Eclipsa totală de soare din 8 aprilie a fost cel mai mediatizat fenomen astronomic din istorie, însă eclipsele ei au fascinat pe oameni dintotdeauna. De Ziua Mondială a Artei vă propunem să vedem cum au fost ilustrate eclipsele totale de soare de-a lungul timpului. Diferite culturi au prezentat și interpretat eclipsele de soare în artă. Studiile și descoperirile făcute de maiași asupra astrelor continuă să-i surprindă pe oamenii de știință de astăzi. Codicele Dresda, datând din secolul al XI-lea sau al XII-lea, este considerat cea mai veche carte scrisă pe continentul american care a supraviețuit. Astronomii maiași au acordat o mare importanță căii lactee, soarelui și lunii și au reușit să stabilească 5 formule de predicție a eclipselor. Antropologii au decodificat hieroglifele și au descoperit că ei au prezis cu o exactitate destul de mare fenomenele astronomice din epoca modernă, de exemplu, eclipsa de soare din anul 1991. În perioada Renașterii, eclipsa de soare a fost folosită în descrierea scenelor de crucificare, ca în pictura lui Rubens, Înălțarea Crucii, din 1610. Prima fotografie a unei eclipse de soare a fost realizată de Johann Julius Friedrich Berkowski pe 28 iulie 1851, folosind daguerotipul. Mărgelele lui Bailey se datorează trecerii luminii solare prin golurile din terenul accidentat al lunii, chiar înainte de punctul maxim al unei eclipse totale de soare. Termenul poartă numele astronomului britanic Francis Bailey, iar exprimarea a intrat în uz după ce acesta a deschis fenomenul Societății Regale de Astronomie în decembrie 1836. Însă primele observații înregistrate ale acestora au fost făcute de astronomul Edmund Halley în timpul eclipsei de soare din 3 mai 1715. El a publicat o hartă care descria momentul și calea viitoarei eclipse de soare. Natura este probabil cel mai expresiv artist. Ne încântă în fiecare anotimp cu o varietate de culori, forme și sunete, chiar și sub apă. Oamenii de știință au descoperit că luna influențează coralii, iar aceștia emit sunete. O echipă de cercetători subacvatici ai Marinei Americane a descoperit că sunetele emanate de recifele de coral se schimbă pe măsură ce luna răsare și apune. Au fost instalate în mod repetat dispozitive de monitorizare sonică în vecinătatea recifelor de coral în largul coastelor insulelor Hawaii, captând de fiecare dată un minut de zgomot la intervale de 10 minute. Cercetătorii au descoperit că există diferențe între nivelurile de zgomot. Pe măsură ce luna a răsărit, marea reflectând mai multă lumină, impulsurile de sunet de înaltă frecvență au crescut, în timp ce impulsurile de sunet de joasă frecvență au scăzut.
Reversul s-a întâmplat după apusul lunii. Un alt nou studiu este cel al oamenilor de știință de la Institutul Oceanografic Woods Hole, care sugerează că sunetul ar putea ajuta la refacerea recifelor de corali. În vara anului 2023, un grup de cercetători a călătorit în insulele Virgine. Ei au folosit difuzoare pentru a reda peisajul sonor al unui recif de coral sănătos pe locul unui recif de coral degradat. Înregistrările folosite au fost făcute în 2013, înainte ca uraganele și bolile coralilor să afecteze habitatul respectiv. Rezultatele experimentului arată că peisajul sonor redat a încurajat larvele de corali să recolonizeze zona deteriorată. Nu se pot rezolva astfel toate problemele unui recif, spun cercetătorii, dar le putem oferi coralilor o șansă în plus. Am început această săptămână de primăvară cu vara din termometre. Să vedem cum va fi vremea în următoarele zile. Iată că la noapte cerul va fi mai mult senin în continuare în sud-vest și sud și variabil în restul teritoriului. În orări și izolat ploi slabe se vor semnala în Maramureș și posibil în nordul Crișanei și al Moldovei. Vor fi 14 grade în Arad și Timișoara, în jur de 12 grade la Cluj, în jur de 15-16 în Craiova, 17 în Constanța, în Iași și în Bacău, 12-13 grade. Mâine, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior. Instabilitatea atmosferică se va accentua treptat și se va manifesta mai ales din orele după amiezii, prin înnorări cu averse, descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, iar spre seară local în Transilvania și pe areale mici în Oltenia și Muntenia. Izolați vor fi și condiții de grindină și, îndeosebi în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. 29 de grade în Constanța, la fel în Iași, 27 în Târgu Mureș și în Sibiu, 25 în Cluj, 21-24 în Arad, respectiv Timișoara, 30 de grade în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, temperatura minimă cu mult mai ridicată decât în mod obișnuit la această dată, va fi de la 12 până la 15 grade. Mâine vremea va fi în continuare extrem de caldă pentru această dată, cu o temperatură maximă de 31, poate chiar 32 de grade. Cerul în continuare va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, 35-45 de km pe oră. Poi mâine în capitală temperatura scade, apar și ploile, nu vor fi mai mult de 22 de grade. La munte vor fi intensificări ale vântului, în special pe crestele Carpaților Occidentali și Orientali, unde vor fi rafale chiar de 60-80 de km pe oră. Temperaturile în continuare destul de ridicate, în Poiana, Brașov și în Predeal 23 de grade, în Sinaia 21, în Poltiniș 15, la Stâna de Vale 17-18 grade. Poi mâine valorile termice vor continua să scadă, astfel că în vestul, centrul și nordul țării se vor situa sub normele perioadei, în timp ce în rest vor caracteriza în continuare o vreme mult mai caldă. Cerul va avea înnorări și va ploua local în nord-vest și pe arii restrânse în rest. Vor fi mai ales averse, iar în regiunile sud-estice se vor semnala descărcări electrice și cantități de apă destul de însemnate. Vor depăși pe alocuri chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. 26 de grade în Constanța, 14 în Craiova, 13 în Iași, 15 în Brașov, 10 în Cluj, 13 în Arad și Timișoara, iar în Târgu Jiu în jur de 14-15 grade. Arta, cu toate formele ei de manifestare, face parte din viața noastră de zi cu zi. Muzeele sunt primele pe lista noastră de obiective turistice atunci când călătorim. Iată câteva idei. La Madrid a fost deschis un muzeu dedicat artei luminii pentru a explora potențialul acesteia ca formă de expresie artistică prin spectacole imersive și experiențe senzoriale și interactive. Cele 13 spații sunt concepute astfel încât fiecare vizitator să își creeze propriile efecte vizuale cu ajutorul unor instalații de ultimă generație. Toate elementele au fost create cu colaborarea unor artiști naționali și internaționali renumiți în domeniu. Ideea a fost a argentinianului Maxi Gilbert, care are o vastă experiență în lumea divertismentului audiovizual. Iar cine vizitează regiunea de est a Spaniei poate admira un muzeu de artă urbană în orășelul Roman Gordo, din provincia Cáceres. În 2016, autoritățile locale au lansat proiectul care l-a transformat în atracție turistică. Pereții caselor și ușile garajelor au fost decorate cu grafiti și picturi murale realizate cu tehnica pictura iluziei, care creează iluzia optică că obiectele reprezentate există în trei dimensiuni. Picturile înfățișează viața rurală prin scene cotidiene. Capela Sixtină este al treilea cel mai vizitat muzeu din lume. Peste 6 milioane de oameni o vizitează în fiecare an, aproximativ 20.000 pe zi.
Acest lucru pune o presiune asupra sănătății celebrelor fresce. Dușmanilor sunt praful, lumina, temperatura, umiditatea și monoxidul de carbon. Muzeele Vaticanului se bazează acum pe tehnologie modernă, iar o mică echipă de experți examinează starea frescelor după ora de închidere. Here you can see Michelangelo's original plaster, the original color of the skin, and on top of it, in a lighter shade of pink with some black particles, is the cloth that was painted over. At such high resolution, we can see down to the single pane crystal, and this allows us to see over time if there were any changes or deposits of dust. Să vedem acum câteva temperaturi și fenomene din principalele orașe europene. Mergem acolo în Madrid, unde este soare, e frumos, iar temperatura se oprește undeva la 26-27 de grade. Vreme frumoasă și în Lisabona cu 24 de grade. În Paris, o vreme închisă cu ploaie, nu vor fi mai mult de 12-13 grade. În Roma, 20 de grade, cer acoperit de nori, 29 de grade în Atena, vreme frumoasă și în Istanbul cu 26 de grade și în Sofia, destul de cald pentru această dată din calendar, 28-29 de grade cu un cer variabil. 11 grade în Berlin, cer închis cu ploi, o vreme închisă și în Varșovia cu 12 grade. Mai generos soarele în Kiev, unde vor fi 18 grade. În Moscova, în schimb, vreme închisă și în jur de 13 grade. Nu încheiem emisiunea fără a admira tabloul pictat de artistul Natură la apusul soarelui. Doamnelor, domnilor, ne revedem mâine de la 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook, respectiv pe YouTube. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.